mai departe, să vedem acum pentru nativii săgetător care sunt cele mai importante relaționări energetice, să spunem așa, săptămâna următoare. În primul rând, pentru săgetător, conjuncția Jupiter-Marte, sigur că da, joacă un rol important, li se adresează din semn opus acum. Atenție ce conflicte pot apărea, conflicte verbale care poartă un mesaj mai ales pentru dumneavoastră. Nu trebuie urmărit atât conflictul în sine, cât substratul și mesajul pentru toată lumea conflictele de săptămâna următoare au un substrat, dar în mod special pentru nativii săgetători, cu siguranță va fi o persoană anume care le va spune săgetătorilor ceva neplăcut. Ceva care îi va scurcircuita pe undeva, ceva care le va uh, provoca o reacție, nu neapărat neplăcută, dar uh, pe undeva nu le va conveni ceva. Uh, persoana care le adresează acest, uh, această să spunem așa, remarcă neplăcută sau care îi agresează verbal sau care le reproșează ceva sau care practic pare că are ceva cu ei. Pe scurt, nu este chiar o persoană aleasă așa de destin întâmplător. Este o persoană al cărei profil trebuie studiat cu multă minuțiozitate pentru că mai sunt ceva persoane cu profilul acesta care au ceva cu nativi săgetător. Și folosindu-vă de conflictul pe care îl aveți cu această persoană săptămâna următoare, puteți depista mult mai multe persoane în anturajul noastră care au la fel ceva cu nativii săgetători. Nu este un aspect pe care să ne concentrăm în mod special, nu este ceva grav, dur, care să aibă o componentă, nu știu, neplăcută pe termen lung, dar totuși este ceva de luat în calcul. Săgetătorii oricum sunt interesați de orice formă de conflict pentru că lor, în principiu, nu prea le place conflictul de niciun fel. Și... Uh, mai ales, cuadratura uh, pe care Saturn o face cu Marte și cu Jupiter este foarte dură. Această cuadratură uh, este și ea destul de uh, puternică pe undeva. Da, nativii săgetători nu se simt confortabil în situații conflictuale, alții sunt se lasă hrăniți cumva de energia conflictului. Nu e și cazul lor pentru că le rănește felul de a fi cumva, vale neagă stilul de a fi, care este unul care se bazează pe a dărui, pe a împlini, pe a ajuta și niciun caz de a se afla în conflict nu are, nu își găsește locul în viața lor, cu adevărat, dar sunt supuși sau au fost supuși în perioada trecută, chiar nu chiar o singură săptămână, mai mult timp la rând, unor conflicte, unor probleme mai degrabă decât conflicte pe care au trebuit să le înfrunte. Și acest lucru le-a împiedicat pur și simplu vocația lor de a dărui, de a fi drepți, de a fi generoși. Adică acele situații le-au consumat foarte mult din energia interioară și în perioada următoare, cumva, sunt supuși tot unei tipologii similare de probleme, în sensul că nu pot să se manifeste ei, de fapt, prea puține zodi perioada asta câteva se manifestă cu adevărat așa cum simt nevoia. Restul la toți e o constrângere, o constricție, exact cum ziceai la început. Și la ei această, acest atac, să zicem, această confruntare cu o persoană care le zice ceva, care îi doare cumva, poate fi și o conștientizare a unor probleme reale cu care se confruntă și mai ales dacă și alte persoane iau atacat, să zicem așa cumva, în același mod. Și sau simt că sunt sensibili la acel tip de atac. Poate fi și un lucru adevărat care le negă stilul de a fi. Da? Deci pur și simplu vine cineva și zice, ai greșit toată viața ta, ai băgat prea multă energie în cutare proiect, ia mai liniștește-te că ai altele de făcut. Așa și lucrul ăsta îl burversează. Poate fi și acest aspect. Dar el trebuie să înțeleagă faptul că în diferite perioade ale vieții sale, nativul săgetător are diferite tipuri de comportament, adică rămânând un optimist, rămânând un generos. Are și perioade în care se gândește la propriile lui lucruri minunate și frumoase. Poate să fie o pasiune, poate să fie un cântăreț de, de valoare, poate să fie un profesor foarte bun, care se găsește în plinic în predă, nu atunci când face bani, chiar dacă banii ăștia îl fac milionar, dar cumva vocația lui e de profesor, vocația lui e de cântăreț, vocația lui este de scriitor, vocația lui este de medic. Dar are o afacere care asigură confortul financiar dincolo de confortul financiar. Deci trebuie să se și lămurească faptul că e ok cu mie, asta e, nu, nu e un lucru rău, fac sacrificii pentru binele altora. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam lucrețul despre nativii săgetători, să vedem și o concluzie pentru săgetători. E o perioadă în care trebuie să își depășească aceste blocaje de care vorbeam mai devreme, prin comunicare, prin înțelegere, prin o depășirea conflictelor și o înțelegere mai adâncă a cauzelor care îi fac să sufere. Că au o suferință ascunsă, așa, și trebuie să aibă grijă să își externalizeze această suferință prin cunoaștere. Este cel mai bine așa. Și, mare atenție, spuneam, această provocare care bă, va veni în mod cert, sau dacă nu chiar a venit zilele acestea, sau va veni în perioada imediat următoare, este o provocare de mare forță. Deci o provocare care spuneam, deci puțin atenție cum o gestionați, pentru că ea vorbește despre provocări în oglindă care vor tot veni dacă nu identificați tipul de agresiune și de ce vine către noastră, cum vine, de la cine vine și așa mai departe. Uh, oricum, perioada este foarte generoasă cu noi toți în uh, semnale. Nu există zonă de interes sau zonă de conflict sau zonă de, uh, nu știu, generozitate a Universului care să nu aibă și o semnificație. Adică dacă Universul este generos cu tine într-un domeniu, poți să cauți o semnificație, pentru că nu este chiar generos așa întâmplător. Gândește-te clar în zona aceea și tu, la rândul tău, ai fost generos. Dacă este un pic răutăcioasă situația sau este un pic agresivă, cu siguranță și aici este un mesaj. Uneori pot fi mesaje pedepsă, adică treci printr-o experiență neplăcută pentru că ești pedepsit, alteori sunt mesaje atenționare, treci prin acea experiență pentru că trebuie să înțelegi ceva și poate ești prea naiv, poate ești prea indiferent față de o situație care totuși ți se adresează. Adică uneori este ca și când ai avea o fantomă în fața ochilor și tu te-ai face că nu o vezi și atunci ea poate să devină agresivă. Deci perioada este destul de stranie pe undeva pentru că ne tot vorbește despre lucruri dar ele sunt foarte diverse Deci poți avea, de exemplu, într-o zi Să spunem trei momente mesaj fiecare vrea să vorbească cu tine în felul lui. Așa este și mai ales nu trebuie, știți că la nivel obișnuit, oamenii au tendința să spună când li se întâmplă ceva rău, Doamne, dar ce am făcut? Păi acum li se și spune Vreau. ce anume au făcut, adică nu mai o scuză asta, Doamne, dar ce au făcut? Ei, ba da, uite, spune eu exact. Vine mesajul. Și mai țin data de... Cam așa, cam așa. Ce ai Ora. Făcut atunci? Și de ce te miri? Cam așa, adică nu mi există scuze de genul ăsta. Vai, dar ce am făcut? Nu, sunt îngeraș cu aripioare albe. Ei nu, nu mai merge. Așa, deci pe de o parte e bine că asta ne ajută să ne corectăm. Că, vedeți, asta este o problemă. a Oamenii cred că trec prin viața așa ca rața prin apă, gâsca prin apă și nu li se udă pe naș. Ba, da, ni se udă pe najul ăla frumos cu care ne-am născut de îngeraș, albi strălucitori și destul de repede, adică de la câțiva ani și după aia tot crește și se murdărește și noi nu-l mai curățăm și zicem, dar de ce nu mai pot să zbor cum zburam altă dată? Păi s-a pus plumb pe aripi și nu mai putem. Și da, doare că să-l dăm jos, doare, dar dacă nu-l dăm jos chiar e grav, că ne prăbușim și ne prăbușim în adâncuri și nu vrem asta. Da? Deci chiar dacă e dureros și Dumnezeu zice, uite, așa mai scap de plumbul ăla, acolo mai te decolorez din negru în alb și, și tot așa. Doare, doare, dar cum era vorba, deci unde bate mama nu doare, da? Deci aici unde dă Dumnezeu nu doare. Dacă doare o impresie, doar ne dă spre bine. Da, perioada oricum este foarte generoasă, spuneam cu noi toți, pentru că ne oferă cel mai mare cadou. Universul, până la urmă, ce poate fi mai valoros decât să-ți arate exact unde greșești, să-ți arate exact cine-ți e prieten, cine-ți e, să nu spunem, dușman, cine nu-ți e prieten sau cine nu este atât de onest față de tine precum ți-ai dori, să-ți arate cine te iubește, să-ți arate cine, nu știu pur și simplu are aversiune sau cine își dorește să te domine, pentru că și asta este o problemă cu acest Saturn în pește. Există foarte multe situații de tipul victimă. Am tot spus că la o victimă în această perioadă, nu mă refer doar la nativii săgătători. da? foarte multe situații în care sunt anumite persoane cu acest Saturn în pește care își doresc să ne domine sufletește. Pur și simplu este un lucru foarte grav care se întâmplă, repet, asta chiar este valabil pentru toate zodiile. Săgetătorul nu prea are această slăbiciune pentru că săgetătorii din start sunt foarte drastice atunci când cineva încearcă să le încalce aceste principii sufletești. Îi țin foarte mult la fluiditatea asta sufletească, adică să aibă lejeritate, să aibă libertate. Da, da. Să... Foarte rar o să găsim un săgetător, orice altă zodie poți să găsești, chiar și capricorn, care să permită cuiva să îi încalce drepturile sufletești, adică să încerce să-l domine sau să-l priveze de anumite lucruri care pe el îl reprezintă sufletește. Dar săgetătorul cred că este zodia care are cea mai, nici măcar săgetătorul nu luptă, săgetătorul pur și simplu din start spune nu se poate. Iar dacă cumva, să spunem, îl găsim într-o situație de compromis din acest punct de vedere, atunci este ceva peste uh, puterea lui, adică atunci este ceva karmic, adică nu știu, poate este o da. pedepsit că de către univers, dar sub nicio formă săgetătorul nu o să permită nicio formă de abuz la adresa uh, plăcerilor lui sufletești. Spun plăceri, nu mă refer la plăceri propriu ci la lucruri care lui se... Valori. Exact, care lui îi plac din punct de vedere al sufletului. Și până, până, la urmă aici constă și în asta constă și frumusețea sufletească și frumusețea spirituală și toată această noblețe a nativilor săgetători prin faptul că nici ei nu vor să greșească față de alții, dar nici ei nu permit această zona asta de compromis, nu le place absolut deloc. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Capricorn ce se întâmplă săptămâna următoare. Nativii Capricorn sunt foarte deranjați de această, sunt o, cred că zodia cu cea mai mare repulsie față de această conjuncție Marte-Jupiter, o conjuncție care are loc pe casa 6 pentru ei, coadrată de Saturn pe casa a treia, ceva nu le convine nativilor Capricorn, ceva legat de prieteni, apropiați de rude, de vecini, este o situație conflictuală în sine, o situație care le produce foarte mare dezacord, este o situație care pe undeva prinde într-un fel și sfera profesională, că nici la locul de muncă nu este mulțumirea aceea totală și acolo apare o recalcitranță, apare o zonă care agresează puțin și ce ar trebui să facă să se ducă pe zona de lumină, pe zona în care ceva le zâmbește, ceva le spune, nu te mai consuma pe lucrurile care, da, într-adevăr, nu sunt foarte plăcute sau te-ai enervat un vecin, te-ai enervat un prieten, te-ai enervat o cunoștință, poate chiar persoană pe care o cunoști destul de bine, dar nu te duce pe zona care te enervează. Poate fi periculos. Du-te pe zona care ți aduce bucurie. Este imposibil, nu există zodie să nu aibă acum cadou de la Univers o zonă care să-i aducă foarte multă bucurie unii au ajuns, de exemplu, spiritele înalte, să spune că singuri își fac aceste bucurii. Dacă da. tu ești un spirit liniștit, tai o bucurie și dacă mănânci un măr. Sau și dacă te uiți în oglindă și, nu știu, găsești un lucru luminos pe chipul tău. Sau iei o carte din bibliotecă și o citești. Sau, nu știu, iei telecomandă și te uiți la un film care este imposibil să nu-ți aducă bucurie. Nu se ajuns. poate să-mi spui pe că cineva. nu ai un film care să Cineva. Și te uiți, uite, te uiți, ești trist, te uiți la un film care întotdeauna ți-a făcut plăcere. Sau te duci într-un loc care întotdeauna. Deci trebuie să găsești o conexiune cu binele, indiferent de puterea răului. Asta este o filozofie a perioadei. Dacă nu, suntem terminați, pentru că există putere de partea cealaltă. Am discutat despre sfidarea. Nu, mai discutăm că nici e bine. Până la urmă, să discutăm despre aceste provocări. Dar dacă simțiți cea mai mică urmă de depresie, chiar și melancolia unor te poate duce la depresie, părere de rău, o situație pe care ți-ai dorit să o rezolvi, dar totuși nu poți să o rezolvi și te agresează, duceți-vă pe o zonă care nu are cum să nu vă ofere bucurie. Așa este. Se trebuie, cum să zic, ușa bisericii e deschisă aproape toată ziua, ca să zicem doar atât, adică nu, nu e complicată <laughs> să soluția. Punctul pe I <laughs> da, la Da, Nu e complicat. <laughs> da. deci se poate. <laughs> Așa și. Deci nu e complicat. Într-adevăr, presiunea asta există și uh, pentru nativul. Uh, Capricorn, el resimte asta tot așa ca destul de dur și la el acest Saturn care este un simbol care zice lucruri foarte clare, deci sunt niște cerințe, niște impuneri, niște condiționări foarte clare. Așa sigur că nu se va simți minunat că brusc are, după o perioadă, totuși relativ bună. Așa brusc are niște condiționări de genul ăsta pentru că noi toți am vrea să fim capabili de orice, oricând și să facem lucruri pentru care nu avem nicio plată de făcut. Așa, deci asta e. Avem Dumnezeirea noi, noi avem tendința asta oamenilor de a vrea totul și de a încerca să facă orice, vine din nostalgia divinității din noi. Că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Doar că noi am căzut, El nu avea cum să cadă. Așa, deci această limitare a căderii din noi ne face să suferim îngrozitor, pentru că ea ia de obicei e înfățișarea egoului. Pentru omul adamic restaurat, nimic nu este cu neputință. Sfinții părinți din pustie egipteană uh, luau ursul de ureche pentru că venea să le mănânce varza pe care o cultivă ca să trăiască din ea. Mm. E, omul modern nu e la nivelul acesta, din păcate, și, și atunci nu prea erau mulți. Aș să mai vorbim. Aș vrea să vorbim puțin, Lucrețiu, îmi cer da. scuze, nu vreau să vă întreb, dar vreau să apucăm să vorbim despre zona de deficit care se va manifesta la Nativii Capricorn săptămâna următoare. Este da. o zonă de deficit semnificativă întotdeauna atunci când avem o planetă pe cuspidă ea, uh, într-un fel, ne solicită, ne, uh, da, da, da. există ceva care revendică această planetă, și acum îl avem pe acest Pluto care este proaspăt ieșit din semnul dumneavoastră. Și acest Pluto vorbește în continuare despre o zonă de deficit în sensul că nativii Capricorn trebuie să reevalueze chiar și zona aceasta de validare materială și de validare profesională, de lucruri pe care Capricorni au considerat pe undeva până acum că le merită. Au considerat că amise se cuvine. Și acum vine puțin Universul cu acest Saturn și Neptun pe casa a treia pentru ei și cu acest Pluto fix pe cuspidă și spune, Hai să vedem de ce spui tu că ai merita lucrurile acestea. Nu este ceva rău, adică n-aș vrea să se supere nativii Capricorn, nu, nu este un reproș din partea Universului, dar este o condiționare. Și în momentul acela, nativul Capricorn trebuie să vină cu niște explicații. Eu consider că merit prietenia acestei persoane pentru că, sau eu consider că merit acest salariu pentru că, nu este o glumă, este, casa a doua este o casă foarte importantă. Vorbesc în astrologie. Casa a doua este o casă care vorbește despre lucrurile care pe tine te reprezintă până la urmă, dar ai muncit la el. Nici nu este bine să-ți bagi joc de ele, adică dacă tu ai un talent, dacă tu ai muncit, nu este bine nici așa să arunci cu harul, cum se spune, adică eu știu să, nu știu, cos foarte bine și fac cadou haine pentru că este bine să fii generos, dar nu exagerat. și atunci, nativii Capricorn trebuie să înțeleagă. Ei trebuie să se valideze, nici nu trebuie să aibă prea multe pretenții, dar nici nu trebuie să se desconsidere. Deci, sunt oameni care să fie foarte corecți. Să da. aprecieze corect valoarea lor. Asta face acest Pluto pe spit. Așa este și eu. Și de ce? Pentru că sunt muncitori, sunt constanți. Cum să zic, chiar merită multe lucruri bune de la viață. Sunt constanți în acțiune. sunt Știu să-și pună în valoare calitățile așa cum sunt. Acum este tulburarea asta. Deci ei nu mai rămân așa de liniștiți. De aici și întrebările de care făceai vorbire mai devreme trebuie să pornească de la lucrurile reale din viața lor. Și concrete și reale, dar să fie în primul rând reale. Adică cele reale să zic că, uite, asta este poziția mea. Acum am avut perioade mai bune, nu știm ce va veni, dar uite că am fost acolo, aș vrea să fie tot atâta pentru că am muncit, pentru că am gândit bine, pentru că am acționat așa cum trebuia să acționez. Cei care nu au făcut așa, sigur că atunci pentru ei eu trebuie să-și găsească punctul tare. Vor face vorbire mai devreme că toți avem un punct tare. Ei, ăla trebuie găsit și spus. Care o fi ăla? Știu nativii capricor mai bine decât noi aici în emisiune, că sunt denumărate situații concrete. Dar acelea trebuie... Și pentru toți e cumva adevărat. Deci, că tot am vorbit de acest punct care ne dă putere. Da? Care e vibrațional cel mai înalt al nostru, care este cel mai eficient, în care am investit cel mai mult. Și de fapt, într-o perioadă de constrângeri și constricții așa de grave, cum este perioada asta, de conflicte care ne pun sub semnul îndoielii viața, chiar stilul de viață, nu numai viața așa, în care există pericole externe majore care pot să ne scoată cu totul din firescul destinului nostru, acest punct uh, important din interiorul nostru, el ne ajută să rămânem normal și să fim bucuroși și să ne înălțăm. Și vorbeam cu niște prieteni acum 10-15 ani. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o putere pe care noi, dacă suntem în stare să o accesăm, vom obține tot ceea ce dorim cu adevărat. Da? Și acum este un moment în care mai mult ca oricând noi trebuie să găsim punctul ăsta, fiecare din noi este acest punct. Pentru că acum chiar, chiar e nevoie. Deci vremurile sunt foarte tulburi, fără punctul acesta, fără activarea lui, fără să ne găsim rădăcinile adânci ale puterii noastre interioare, s-ar putea unii dintre noi să nu fie la înălțime. Și asta le doresc tuturor, să se înalțe, să se mântuie. Dar trebuie să găsească acel punct, nu mai merge așa doar inerțial, pentru că vorbeam cu un uh, capitanul echipei de rugby a României într-o perioadă și zicea Lucrețiu, la noi, dacă unul dintre coechipieri este obosit, poate să nu joace bine un joc, pentru că joacă ceilalți. Nu se vede din afară, doar cei care joacă ruibii își dau seama. E, uh, noi nu mai putem să fim ca acel jucător care se lasă, doar se face pe da, exact. de pasă. Nu mai e perioada în care să venim după o noapte de băutură și să jucăm un, un meci important de ruibii. Nu merge. Trebuie să fim bine pregătiți, trebuie să fim odihniți. Trebuie să avem puterea, antrenament și să-l punem în, în funcțiune. Acest antrenament să dăm dovada capacității noastre maxime. Nu mai merge să venim după noapte de chef la joc. Nu nu mai merge. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii vărsători care ar fi situația. Pentru vărsători foarte interesantă este această putere uraniană. Uranus acum a agresat un pic de Venus și de Mercur pentru vărsători chiar s-ar putea să existe discuții care să uh, descalifice anumite persoane uh, în fața lor. Uh, deci, uh, da, este posibil ca anumite persoane care poate chiar contau pentru dumneavoastră să spună lucruri care vă produc așa, nu neapărat dezgust, dar care vă supără, vă tulbură, vă creează așa o dezamăgire. Poftim. Da, este o dezamăgire importantă sunt persoane care clar vă, vă tulbură, părsătorii trebuie să dezvolte compasiunea și să se dezvolte această înțelepciune care pe undeva nu le este străină, ei sunt mai mult uranien decât jupiterieni, dar și Uranus are o parte de înțelepciune, sigur că da, pentru că este totuși planeta cunoașterii superioare a lucrurilor, deci puteți accesa toate persoanele care vi se adresează pe și aici o să explicăm lucrețiu pe structura inferioară, pe astralul acesta inferior, adică au tot felul de trăiri și de reacții mai nepotrivite trebuie tratate cu înțelegere. Din punct de vedere al realizărilor, aveți toate șansele să vă recalibrați semnificativ financiar. Este o perioadă în care toți vărsătorii ambițioși au foarte multe realizări, deci este bine să potențați această zonă. Adică dacă tot știți să faceți lucruri, este bine să și dați de înțeles că trebuie să fiți plătiți pentru asta. Un Saturn și un Neptun pe Casa A doua foarte echilibrate, două planete care vin cu o forță deosebită, două planete care vorbesc despre această realizare financiară foarte puternică. Uh, sunteți oricum uh, vărsătorii uh, se înscriu într-o cursă favorabilă din punct de vedere financiar cu Pluton Semn pentru două decenii și uh, trebuie să descoperiți doar drumul care este cel mai generos cu dumneavoastră din acest punct de vedere, pentru că Pluto, ca și bogătaș al Zodiacului în semnul noastră, le oferă, Pluto de fapt le oferă vărsătorilor șansa de a uh, se repoziționa financiar, adică de a se gândi ce știu eu să fac cel mai bine, și care este zona care poate să-mi aducă cel mai mult profit, dar întâi trebuie să demonstrez într-adevăr că știu să fac anumite lucruri foarte bine. Așa este. Vârfătorii au în continuare o perioadă foarte bună. Sunt, părerea mea, că alături de gemeni, cam singurele două zodii, așa, mai, <laughs> mai cu protecție de sus, mai cu lumină, mai multă față de ceilalți, dar și ei cu provocări. Deci nimica nu este doar pozitiv perioada asta pentru niciun nativ zodiacal. Dar vărsătorii, într-adevăr, acum ziceam mai niște luni în urmă că se confruntă cu trădări. E bine, acum ei nu se mai confruntă cu trădări, se confruntă cu incompetențe, cu oameni care și-au atins limitele din jurul lor, dar care ar vrea în continuare să fie priviți ca fiind excepțional din punct de vedere profesional sau din orice alt punct de vedere relevant pentru nativul vărsător. Și nu sunt că fiecare dintre noi își atinge un nivel dincolo de care nu mai poate în existența asta să progreseze. Puține ființe umane progresează până în ultima clipă a vieții lor. Foarte puține și majoritatea se plafonează. Ei bine, pentru că vărsătorii sunt lideri născuți. Mai ales perioada asta ei reușesc să focalizeze în persoana lor speranțele multor, multora poate să fie chiar și partenera sau partenerul de viață, dar același va focaliza speranțele și încrederea în persoana nativului vărsător, dar alții sunt o, chiar au stofă de lideri. Și atunci această capacitate a lor de a, a focaliza încrederea oamenilor se menține și în perioada următoare, dar există această dezamăgire. Multe persoane, dar mai bine să aibă loc acum dezamăgirea decât mai târziu. De fapt, toate lucrurile rele care sunt karmice, totuși nu gratuită, nu întâmplătoare în viața noastră, e bine să aibă loc mai devreme, nu mai târziu. Că avem timp să-l recuperăm și să depășim. Dacă se întâmplă în ultimul an al vieții toate, Doamne ferește, simțim ca pe un colaps. Deci, dar cu ce am greșit? Ok, bun. Ai vrut să le ia mâini? Ei, acum le pe toate, odată. Mai bine nu. Mai bine le luăm așa bocată cu bucată. Revenim, un cer scuze, lucrețiu, da. O revenind după publicitate. Da. Am revenit, vorbeam despre nativii vărsători și până la urmă vărsătorii înțeleg și niște mesaje care vin pe o linie ușor subtilă în această perioadă. Devin foarte interesați de zona aceasta paranormală, de zona ezoterică, spuneam, de zona subtilă. Nu este chiar. punctul foarte, să spunem așa, al nativilor vărsători, dar acum și lor, ca și leilor, li se adresează destul de clar, destul de concret tot ceea ce ține de paranormal și s-ar putea să fie tot felul de mesaje pe care vărsătorii le primesc în vise, pe care nativii vărsători le primesc, spuneam, din zona aceasta mai puțin văzută. Sunt multe informații care vin foarte echilibrat. Deci sunt două tipuri de informații pentru toată lumea. Unele care vin echilibrat, evident, ne și plac și sunt și importante, și unele care vin dezechilibrat, și care ne perturbă, dar totuși au o semnificație și trebuie să urmărim această semnificație, pentru că este important să percepem și aceste informații care vin ușor dezechilibrate, dar tot ni se adresează. Deci, nativii vărsători nu trebuie să mai fie atât de selectivi cu cei din jur, pentru că s-ar putea să primească lecții importante de viață și din partea unor persoane care poate nu ar fi făcut parte până acum din... Zona lor de interes din anturajul lor? Așa este. Cumva, în, în, în viața nativilor vărsători, există și o componentă de dezechilibru, mm -hmm. de lucruri care nu sunt așa cum ar dori ei să fie, și atât pe aspectul dezamăgirilor, a lucrurilor care nu sunt așa cum doresc ei să fie, persoane din anturajul lor s-ar putea să nu se ridice la nivelul așteptărilor care le au vărsătorii față de ei și în același timp există mesajele dezechilibrate de care făceai vorbire mai devreme și care vin de la oameni din afara celor în care au perfectă încredere vărsătorii și au nevoie de lucruri, de persoane în care să aibă încredere de săvârșită. Da? Ei bine, e greu, știu, să se dezobișnuiască de un așa tipar comportamental, dar acum ar trebui să fie mai maleabil cumva și să vadă că adevărul poate veni și de la persoane care, ok, bun le stimează, dar nu erau chiar așa de apropiate de ei în mod obișnuit. Da. Mergem mai departe, să vedem acum pentru pești. Foarte puternică perioada pentru nativii pești. Neptun este forța evident, chiar în semnul dumneavoastră. Acum el face un sextil superb cu Pluto, un sextil cu Uranus. Peștii primesc informații din toate punctele de vedere bune, benefice, relaționează cu zona astrală sunt foarte protejați, nativii pești. Pești nu îi agresează, așa cum alte zodii, să spunem, sunt agresate personal lucruri care li se adresează personal. Pești mai mult sunt agresați de lucruri care sunt generale și care se întâmplă și care lor li se par disfuncționale în general. Nu neapărat îi deranjează ceva ce li se adresează personal. Există într-adevăr o putere a perioadei și evident și peștii o resimt, au acest Neptun pe casa a doua, peștii sunt interesați să se pună în slujba altora, dacă pe alții interesează să se valideze ei, pentru nativii pești devine foarte important să intre pe zona aceasta în care ei se pun în slujba altora și vor să știe și cum pot face acest lucru. Conjuncția Jupiter-Marte este foarte puternică pentru pești s-ar putea să fie interesați de găsirea unui confort domestic. Vom vedea nativ pești care efectiv își caută un confort domestic, vor să se simtă bine, vor să se simtă alături de oameni apropiați, confortabili. Peștii au alte dorințe, dorințe emoționale, dorințe spirituale, dorința de a ajuta pe ceilalți, sunt mai puțin preocupați decât alte zodii de confortul personal, în sensul propriu-zis al cuvântului, sau de validare. Soarele le propune un avantaj profesional prin această inconjuncție pe care o face cu Saturn aflat în semnul lor, de câte ori Saturn tranzitează zodia noastră știind că avem ascensiune profesională și avem maturitate și avem acces la funcții sau la tot felul de creșteri ierarhice, deci peștii se găsesc într-un con foarte favorabil. Din punct de vedere profesional, este o creștere, o creștere profesională, o creștere uh, chiar autentică din punct de vedere profesional, dar de data aceasta este o creștere care li se potrivește, sufletește, adică nu este ceva împotriva ființei lor sau împotriva ADN-ului lor. Cum ar putea privi această ascensiune? Cred? Da, este o perioadă în care peștii își găsesc un anumit confort, să zicem, pentru că poate financiar n-a fost până acum cea mai bună perioadă. Ei bine, acum, fără a fi excepțional, dar se reinstalează acest confort financiar-material material care este necesar oricărui nativ zodiacal până la urmă, că toți avem nevoie de bani ca să trăim. Și în același timp, peștii și ei ajung la următorul nivel, și au trecut la următorul nivel față de cel anterior, și acest lucru le dă o mare satisfacție. Deci, și satisfacția vine și din faptul că sunt în stare să ajute pe ceilalți. Deci, acest este un aspect care devine foarte important pentru nativi pești. Necesitatea de a ajuta pe cei din jurul lor. Atât, atât cei din jur apropiat, adică sunt amici prieteni, cât și persoane mai îndepărtate, simt nevoia să se exteriorizeze, să scrie, să-i facă și pe ceilalți să înțeleagă lucruri. Se activează foarte puternic partea aceasta în viața lor. Și cea de spiritualitate. Deci e o perioadă în care, într-adevăr, lucrurile devin preocupante pentru nativul pește la modul general. Ei se gândesc care este calea să ieșim cu toții dintr-o anumită problemă. Cum pot să conving umanitatea sau clasa de elevi la care predau sau bolnavii din spital de care am grijă. Deci grupuri mari de oameni, cum pot să ajut pe mulți? Da, și nu neapărat pe un individ, doar pe un individ. Bineînțeles că și prietenii o să fie ajutați în continuare de nativul pește, dar mai ales la modul general, ei sunt în stare să găsească soluții și asta este un lucru minunat. Da. Deci e o dăruire cumva a nativului pește care unii dintre ei vor scrie, alții vor spune cuvinte memorabile, nu o să rămână poate într-o clasă așa, uite, în clasa 12a, a zis profesorul cu tare lucru cu tare. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre nativi pești și despre forța pe care o resimt în această perioadă de mare maturizare cu Saturn în semn. Un Saturn care, spuneam acum, face această inconjuncție superbă cu soarele. El li se adresează din semnul leului, un semn de foc care întotdeauna, așa după cum și lei sunt puși ușor în încurcătură de Saturn pe casa Scorpionului și peștii sunt puși un pic în încurcătură de acest soare în leu. Pe undeva peștii experimentează o zonă de sacrificiu cu acest soare aici, dar care este constructiv. Deci este un sacrificiu constructiv. Întotdeauna sacrificiu este constructiv, desigur. Și este interesant cum vor aborda această idee de sacrificiu. Deci, într-un fel sau altul, Universul îi solicită pe nativii pești uh -huh. să se sacrifice pentru cineva sau poate chiar pentru ceva, pentru o idee. Este foarte bine să identificați dacă, pentru că sigur nu toate persoanele care apelează la un nativ pește pot fi ajutate, dar este o zonă în care cineva îi va ruga ceva în mod special și peștii vor simți efectiv nevoia să se sacrifice sau vor ști că este o rugăminte sau poate este o solicitare care le vine din zona aceasta benefică, divină. Este important să se înțeleagă pe undeva pentru că face parte din destinul nativilor pești zona aceasta de sacrificiu. Cum ar trebui lucrețul să privească și zona de sacrificiu pești? Uh, cu înțelepciune. Dar un Sigur, sacrificiu concret, nu doar un sacrificiu filozofic, adică nu este ca și când Universul le cere un sacrificiu doar ipotetic sau doar teoretic, este un sacrificiu real. Da, nu ca peștii ar fi nefamiliari cu ideea de sacrificiu, din potrivă, ei sunt destul de obișnuiți cu această idee pentru că face parte din viața lor. Uh -huh. uh, sigur că, cum vorbeam și dată, există două tipuri de pești. La zodiile duale este mult mai clar decât la cealaltă, dar și la celelalte există două tipuri. Pentru fiecare uh, zodiocal în parte, sunt pești inferiori și pești superiori. Sigur că pentru peștii superiori va fi mult mai ușor să facă acest sacrificiu pentru că îl pot înțelege într-un context mai amplu al devenirilor interioare și al slujirii de care trebuie să aibă parte în viață ca să se împlinească. Pești inferiori s-ar putea să aibă dificultăți ca să vorbim realist, pentru că dacă s-au lăsat trași în vârtejul apelor inferioare, ziceau anticii, al tentațiilor inferioare, va fi o problemă pentru ei. Pentru ei s-ar putea acest sacrificiu să fie ca o clarificare interioară, dacă vor fi în stare să-l facă, dacă vor fi cumva obligați să-l facă, îi va ajuta să își facă cumva o transmutare alchimică. De fapt, sacrificiul asta înseamnă să renunțăm la ceva ca să ne înălțăm. Și pentru cei care sunt în lumea inferioară și din păcate mai sunt unii care sunt tentați de oric, substanțe ebriante, rău de așa, o să fie o ocazie de înălțare, totuși. da, Pentru că ei vor înțelege, natura peștelui este să înțeleagă ce îi se întâmplă, chiar dacă se complace în cădere. Deci, el înțelege și această înțelegere îi va permite să se înalțe. Pentru ceilalți care sunt în partea mai luminoasă a dualității zodiei pește, va fi chiar o ocazie să să se împărtășească din lumină, pentru că, de fapt, ăsta este mecanismul sacrificiului. Te, te schimbă sacrificiul. Sacrificiul poate fi orice, poate fi financiar, poate fi mâncare, poate să fie o mie de alte lucruri, dar în de fiecare dată trebuie dat. Ideal este să fie dat din suflet. El este funcțional și dacă e cam cu inima strânsă, dar să nu fie dat cu ură. Dar, niciodată cu ură. Chiar dacă dai cu inima strânsă, tot e bine. Concluzia pentru săptămâna următoare, oricum pentru, pentru noi toți, este să înțelegem dincolo de orice potențial conflict care da, ne poate agresa, asta este, să înțelegem că avem această putere transformatoare și putem să transformăm aceste conflicte, adică ni se oferă grație aspectelor astrale șansa de a transforma conflictele în ceva constructiv pentru noi. Este și o șansă de a deveni creativ, de a fi autentici, de a ne surprinde chiar pe noi cu această putere de a transfera puterea de la zona negativă la pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Să sperăm că vom învăța pe zi ce trece cum să fim mai productivi până la urmă și să construim să, să transformăm totul în benefic. Și Până la urmă astrologia poate fi un instrument foarte important în zona aceasta de cunoaștere și de autodepășire. Iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere.